Enjoy the hits. Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața emoționaților, că a fost prima tură de emoționație. Vorbesc aici și părinți și elevi care au dat capacitatea, cum ne place nouă să spunem, oficial la catastif se zice evaluarea națională. Da, evaluarea națională. Le spunem bună dimineața celor care ne scriu și ne dau mesaje audio și normal și scrise, că tot ziceam, la 0754-222-999. Sunt român care ne ascultă din toată lumea și din toată țara. Da, mi se pare fascinant. Realmente fascinant. Neața bună din Germania, uite, ne dorește o zi frumoasă. Maria ne ascultă cu drag de la ora 4 de la serviciu. Maria, Măriuță, așa de vreme la serviciu, dar ce faci atât de devreme? Nu contează, trebuie nu să contează, mai da. Se muncește la orice oră din zi și din noapte. Hai să mai zic o bună dimineața cuiva. Bună dimineața, vă sunt Georgel din Verona. Neața, din Verona. Fantastic, fantastic. Extraordinar. S-au trezit, știi? Vezi, doar că am pornit, știi, discuția asta cu oamenii care trăiesc în afara granițelor și au început să ne dea mesaje. Ceea ce până acum se întâmpla, dar erau mai rare așa. Astăzi, ok, uite, astăzi avem s-au coalizat românii. Bună dimineața din Bruxelles. Aș vrea să urăm la mulți ani celor care poartă numele Sfinților Apostol Petru și Pavel. N-am uitat asta absolut deloc și puteți să le spuneți la mulți ani Petricilor și Pavelilor din viața voastră. Între timp să-i spunem baftă și bravo. Mai ei? Da. Da, da, da. Maia, mă rog, povestea cu telefonul asta, eram în ședință ieri și sună telefonul. Și așa? Discutam despre una, despre alta, mă rog, nu vă închipuiți că e vreo ședință de asta ieșită din comun, cum stăm noi după, și sună Maia. Și zic, da, tati. Și îmi zice, tati, uite, așa, 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 mă rog, în concluzie, m-a terminat cu o notă, zic eu, bună, chiar foarte bună, la matematică a luat aproape 9, nu știu, 9.50, iar la română 9.25. Dar ea ar fi vrut să ia mai mult la matematică, știi? Era un pic necăjită. Ai că zis de-aia... 9.25 la matematică? Nu, la română și 9.45 la matematică. Păi este o notă extraordinară. Extraordinară, da. Ea ar fi vrut să ia mult mai mult, pentru că la celelalte, mă rog, teste, să le spunem așa, s-a apropiat tot timpul de 10, știi? Și oricum, i-am zis și ei, îi spun și acum, zic, bravo, tati, felicitări, sunt niște note foarte bune, cum zic eu, fără meditații, fără nimic, adică n-am fără meditații? Da, fără meditații. Mamă, tare. Da, chiar ok. Adică... Bravo, tati, încă o dată, te iubește tata și te iubea tata și dacă luai 5, ca să știi cum ți-am zis, dacă luai 7, tot te iubea tata. Uite, mai avem un mesaj. În dimineața asta salutăm toți românii din diaspora care ne ascultă, dar evident că și pe cei care ne ascultă. Uite, de la bordul, cum se spune, de la cârma tramvaiului metrou, și a metroului. Da. Între timp îi salutăm și pe românii care se află la volan, vă zic. 2 ore și jumătate am făcut eu ieri. Bară la bară, exact cum zice prietenul nostru Mihăiță. Mihai da. Cânda, de fapt noi îl alintăm Mihăiță. La mulți ani și lui Petre și lui Pavel, mai ales că sunt 500 de români care servează onomastica. 500 de mii de Petru și Pavel, dintre care... Suma de milion, da. Da, peste 370 de mii sunt bărbați. Deci avem mai mult Petrică și Pavel decât Paula sau Petronela. Petronela, da. Petronela, oare se pune? Nu știu, cred că se pune, habar n-am. Așadar, până dimineața și la 0754-222-999. Și dacă este Petre, să fie petrecere, să avem fie, o piesă pentru toți petricii de la bunul nostru prieten cerebel Petre. Să înceapă petrecerea pentru Petru și Pavel. La mulți ani, revenim la voi. Neața! Dimineața pe doi. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Ne întoarcem la românii noștri care ne salută și ne zic bună dimineața. Am zis că facem un challenge scurt. Dacă în urmă cu ceva, câteva zile sau săptămâna trecută am făcut un challenge pe principiu. Care oraș din România se trezește primul, cine e cel mai harnic și evident de unde ne-a scos la ora aia dis de dimineață. Acum facem un challenge pentru românii noștri din diaspora. De unde ne-a scos, din ce țară
Și Iată-mi, sincer, asta? Poți să ne spui și dacă ne asculți, uite, și din țară, normal că te băgăm în seamă, fiindcă am avut conducător de metrou sau uite cu metrou, fii atent, că a venit mesaj, bună dimineața, la metrou noi le spunem cabină, cap 1000 sau cap 2000 se identifică ușor, sunt două semitrenuri puse în oglindă, zi bună, ți-a răspuns omul. Deci cum a zis, cabină. Din cabină. Excelent, deci da, din cabină. Și vreau să-mi spună, Vatmani, cum se numește când ești acolo, la cârmă, la butoane. Că de fapt știi cum sunt metrourile și tramvaiele și trenurile din ziua de azi? Nu mai ai volan, ai butoane, bine volan, manșă, manetă, ce faci, știi? Da, nu știu. Bună dimineața românilor noștri care ne ascultă de unde, să nu vă uităm. Așa. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă ascult din Elveția. Wow. Doresc o zi bună. Zi bună, deci și ție, avem o bună dimineața din Elveția. Mai am și eu bună dimineața, vă salut și de la Marseille, Adrian. Bună dimineața, bonjour, bon matin, je voulais manger un peu de croissant. Croissant, bine, da. Vă mulțumesc. Avec chocolat. Salut, Gric, salut, Cosmin, Andreea din Italia, vă salută și vă urează bună dimineața. Andreea din Italia, bună dimineața. Bun și ție. Bună dimineața, băieți, din Japonia. Japonia. Konnichiwa, konnichiwa din Japonia. Salutări din Suedia. Bună dimineața. Rareș, vă salută. Te salut, Rareș din Suedia. N-aș fi zis, în jumătate de ceas ne-am plimbat prin toată Europa și prin toată lumea, am ajuns tocmai în Japonia. Hai să ne întoarcem un pic și în România. Haide. Zi, hai, bună, bună dimineața, Radio Impuls, de la Buzău, din satul Colțeni, comuna Cozien, vă transmit multe salutări. Așa Scutariu e. George și salutări și lui Nadina Zisu. Opa! Așa, care vine Nadina, mai un sfert de oră Nadina. Mă uitam după ea, ce bine să fii, ce bine să ai o colegă, uite, atât de drăguță cum este Nadina Zisu, vorba aia, știi, uite, ne mai îți place asta din puțin, Japonia la Buzău. Da, la Buzău și la Nadina Zisu. Și Nadina când se machiază are uneori față așa de japoneză, da, știi, da, și da. Face ochii aia. Și are față și de dominican, că atunci când hălăciuga aia explodează, știi, înțelegi? E vorba despre părul ei, da. Foarte, foarte creț. Între timp, hai să ne întoarcem puțin la ce se întâmplă în România. Le spunem oamenilor, românilor plecați departe, care au dat bacul într-o perioadă în care nu exista, de exemplu, existau copiuțe de alea sincere, simple. Mm-hmm. Și partea bună cu copiuța, știi care era? Că în momentul în care tu scriai, citeai de două ori. Da. Mai și învățai. Tot învățai ceva. Fiindcă mai întâi trebuia să conspectezi ce materia și să o sintetizezi într-o copiuță. Și deja învățai. Când venea subiectul, jumătate îl scriei tu așa. Din ce ți-am intrat? Tot rămâneai exact, cu ceva. Așa, e, așa, acum așa, cu dispozitivele astea moderne avem un mare, mare scandal. Fotografii ce cu subiectele de la BAC la geografie au apărut pe WhatsApp, atenție, în 15 minute de la începutul examenului. Da. La fel și la matematică. Deci sunt o felul de grupuri de WhatsApp cu elevi, cu părinți, cu elevi în principiu și în 15 minute erau subiectele pe grupuri și lumea întreba cum se rezolvă asta, cum se rezolvă asta, cum se rezolvă asta. Este teoretic mare scandal. Acum știi că noi am vorbit exact luni. Cu anchete probabil. Am vorbit exact luni de regulile de acces în sală. Da, da, ce trebuie și să faci? Trebuiau să lase telefoane, să lase aia, să lase aia, dar uite că au mai scăpat vigilenței, ce să zic, supraveghetorilor. Bine, dar în ziua de astăzi, Grig, la nivel de tehnică, se poate orice și acum lumea se gândește la servicii, la CIA, la... Nu! Dacă cauți pe net, poți să găsești camere de alea mici cu care poți să fotografiezi, poți să găsești inclusiv de-astea, cum se cheamă, de ascultare, dispozitive de ascultare. Și pe lângă asta... Nu e nimic, ai bani, se poate. Hai să zic, cum combatem noi copiuțele digitale? Ți-a plăcut asta? Da. Deci este motivul pentru care o elevă din București a fost obligată să dea examenul de bacalaureat de sculță. Serios, aha, deci la colegiul Gheorghe Șincai, este la mine în cartier, Gheorghe Șincai, da. Deci la colegiul respectiv s-a dat bacalaureatul și o fată avea niște adidași inscripționați în limba engleză și s-a zis, dă-i jos. Înțelegi? Adică nu știu cum supraveghetorul s-a uitat și a zis, mai e o copiuță. N-am înțeles care a fost ideea. Nici eu n-am înțeles, la liceul Gheorghe Șincai. Păi nu, că știi care este chestia la liceul Gheorghe George Șincai? Este că nimeni n-a înțeles.
Dar acum e vreo explicație? Adică s-a elucidat acest mister, vezi, dacă fac, știi, cu Gheorghe Gheorghiu, am zis și eu până mister. La ora asta eu am căutat, da? Deci ai explicat eu cineva, am căutat, domnule, și nimeni n-a explicat, da? Deci, pur și simplu, a fost așa. Fata avea niște Adidas pe care scria ceva în limba engleză. Da. George Shenkwai. George, da. A văzut-o supraveghetorul, a zis, dați jos Adidas-ul ăia din picioare. Ok. Și fata a zis, da, de ce? Păi, dați-i jos, ca să nu plecați din examen. Nu s-o fi gândit că a băgat ceva la bașcheți. Păi, copiuțe, nu știu, deci este chestie ciudată. Eu până la ora asta n-am identificat, nu mi-am dat seama. N-am răspunsul la misterul ăsta, nu știu. Eu, dacă tot am văzut știrea aia, am zis, bă, ok, poate a venit cineva să ne și explice, nu știu, tovarășa, că nu, acum nu mai e cu tovarășa, nu? E doamna educatoare, ce-o fi, profesor. Nimic. Nimic, așteptăm explicație oficială. Cert exact, este că subiectele, dea un comunicat subiectele de presă. Au zburat după 15 minute pe tot internetul și asta este ce să-i face. Și ei sunt tare curios cum au ajuns alea, vorba ta, în 15 minute. Nu uitați, vă spunem și vouă bună dimineața în continuare la 0754-222-999. Sunteți colegii noștri de emisiune, vocea ta se aude la Radio Impuls, dar se aude și se vede, putem să spunem, pe canal D2. Acolo unde ne poți vedea și la față, la chip, uite, eu am un tricou cu un Adidas roșu și o geacă de blugi. Hai să descriem cum suntem îmbrăcați, da? Hai să descriem, da. Deci eu am o geacă de blugi și un tricou cu un Adidas roșu, da, care cam lucește, da? E lucitor, așa, luțește. Iar domnul Cosmin Cernat? Da, am o cravată, nu știu, vișinie, nicio o treabă cu, foarte frumoasă. O cămașă albă. Corect, suflecată frumos. Da, am o față de ziarist, da, știi, bă, care cel era mai... pe redacție odinioară. Cel mai important este că ai două perechi de ochelari. Da, am două. Da, deci păi are una de gât ca mamaie, știți, așa, cu șire de la să nu-i cadă în ciorbă. Și încă una pe ochi. Da, da. E, bine, de ce te-i prinde și eu cu pita, cu unii mă uit la cameră. Stele și cu alții la și oile mele. La oile mele, da. Bună dimineața. Bună dimineața. Vine Nadina Zisu imediat să ne spună știrile. Între timp ne salutăm aici la Radio Impuls și după fix și puțin mai târziu. Dimineața pe doi. This is Impuls Radio.